În primul trimestru al anului 2023, ca număr de controle au fost undeva la 227 de controle cu un număr de 4 echipe de comisari. Și urmarea controlelor au fost 61 de sancțiuni contravenționale, din care 25 de avertismente și 36 de amenzi, în cuantum de 502.000 de lei, per total trimestru 1. Cea mai mare? Cam de cât a fost? Cea mai mare a fost de, sper că nu greșesc să confund cu 2022, așa aproximativ măcar. Cred că 50.000 de lei. După cum știți, la noi sancțiunile contravenționale sunt în cuantum destul de ridicat. Garda de Mediu a efectuat controlul, în special la locația care a fost expusă în materialul video. Acolo, într-adevăr, era una dintre locațiile identificate de noi anterior, într-un control anterior, cu măsură de salubrizare pentru ea. Se efectua partea de strângere a deșeurilor și, așa cum spune și chiar și reportajul, cu pământ, pietre, reciclabile, deci mai multe, foarte mult pământ, exact reportajul îi spune, se făcea partea de strângerea deșeurilor, în vederea eliminării, da, cu operator și așa mai departe. Faptul că pe acea locație încă se aflau deșeuri, revenind la prevederile legale și la controle și la dinamica acestei acțiuni de control a Gărzii Naționale de Mediu, trasăm măsuri în hârtii, într-adevăr, cu termene scadente, care acolo se spune clar, până la termenul X trebuie să salubrizeze acea zonă. Faptul că în această speță nu s-a încadrat în acel termen, s-a aplicat măsura contravențională, amendă pentru nerealizarea măsurilor în totalitate și la termen.